Bună seara, dragi tineri, vă salutăm cu drag și prețuire în această seară de vineri, o seară călduroasă, după amiază frumoasă. Ne bucurăm pentru toți cei care sunteți împreună cu noi la această temă interesantă și anume profilul virtual al tânărului creștin. Știți, ne zbatem că ne străduim să fim cineva, vrem să dăm impresia că suntem cineva și atunci folosim inclusiv spațiul virtual pentru a ne crea o imagine. Despre asta discutăm în această seară. Eu vă salut cu drag și prețuire. Împreună cu mine l-am și pe Sebi, un prieten și un frate apropiat. Sebi. Și eu mă bucur să fiu împreună cu voi pentru prima dată la emisiunea specială pentru voi. Și sperăm să nu fie ultima dată. Și eu sper, și eu sper la fel. Eu vreau să zic în dreptul meu așa, că nu cred că noi în seara aceasta o să vă învățăm pe voi cum se creează un profil virtual și ce înseamnă asta, ce înseamnă tot labirintul acesta al rețelelor de socializare. Dar măcar o să încercăm să vă ridicăm niște întrebări la fileu și poate să încercăm să punem niște indicatoare să vă ajute să navigați. Să navigați, exact. Da. Înainte să vă detaliez un pic tema, știți că e sezonul școlilor care se încheie, a școlilor care încep, așa că pe cei care ați terminat liceul vă așteptăm la Timoteus să studiați teologia, pentru ca mai apoi să vă fie de folos studiile acestea în lucrarea pe care o faceți. Revenind la tema acestei seri, așadar profilul virtual al tânărului creștin și așa cum spunea prietenul meu Sebi, o să încercăm să aducem în discuție în primul rând câteva elemente care definesc portretul virtual al celor care sunt pe rețelele de socializare și nu numai. Apoi o să încercăm să identificăm concret un anume tipar de portret, iar în final o să venim cu câteva principii biblice care ar trebui să îi caracterizeze pe toți tinerii, chiar și în mediul virtual, în spațiul virtual. Dar toate aceste lucruri după ce ascultăm o piesă muzicală. Bye.
Așa, ne bucurăm că am revenit după această melodie. Vă rugăm frumos să nu uitați, voi puteți să ne adresați întrebări pe platforma Slido și vă apare pe ecran adresa și un număr de conectare, așa că folosiți-l și puneți întrebări acolo. La sfârșitul sau în a doua parte a timpului nostru împreună o să fie un timp de întrebări la care vom încerca să răspundem. Dacă nu avem un răspuns, o să căutăm și îl aducem cu altă ocazie. Acum haideți să ne gândim la tema noastră, da? Profilul virtual al tânărului creștin și ca prim punct ne vom uita împreună la câteva elemente ce constituie profilul unui tânăr creștin. Câteva dintre ele ne-am gândit să le discutăm în seara aceasta și Emma, o să te rog pe tine să vorbești despre informațiile de profil, da? Chiar care se fac cel puțin la Facebook, nu? Da. Dar vrem să vă spunem că elementele astea pe care noi le-am selectat să le discutăm, le tratăm din punctul nostru de vedere ca și potențiale elemente care definesc portretul unui tânăr în mediul virtual. Eu m-am oprit, de exemplu, la informațiile care sunt puse acolo la profilul fiecărui tânăr, în mod special pe rețeaua de socializare Facebook. Și din aceste informații am selectat trei. Am luat, de exemplu, muzica, literatura și filmele și show-urile TV pe care le urmăresc tinerii. Foarte interesant că noi ca și tineri ne afișăm acolo la profile ce fel de muzică iubim, ce muzică ne place, ce muzică șeruim, într-un anumit fel, care e muzica care ne reprezintă. Acum, e foarte interesant să înțelegem de ce muzica pe care o afișăm acolo sau pe care anunțăm că o îndrăgim, că ne place, constituie într-o anumită măsură element formativ pentru portretul fiecăruia care e pe spațiul virtual. Se știe că atunci când tinerii trec printr-o criză existențială, primul refugiu e muzica. E mediul în care își caută primul răspuns sau prima retragere în sine se face în perimetrul muzicii. Numai că în subconștient, când te retragi în muzică, genul de muzică la care apelezi sau în care te refugiezi în momentele de criză îți sugerează și potențiale soluții. Astfel că genul de muzică în care te refugiezi, fie că ți-l aduci înainte pe Dumnezeu și soluțiile propuse de el, fie că îți aduce sau îți induce o stare așa de liniște mentală sau aduce în mintea ta ideea asta de revoltă, de răzbunare. Astfel, în funcție de genul de muzică promovat sau apreciat sau tiparul de muzică afișat acolo ca plăcut, îmi pot da seama de profilul cuiva sau mai ales de felul în care reacționează în momentele de criză. E adevărat că noi pornim de la premisa că tot ce pun tinerii acolo la informații de profil reprezintă adevărul. S-ar putea ca informațiile să fie false, doar dintr-un spirit de anturaj, dar pornim de la premisa că toate sunt, că acele informații sunt adevărate. Mă uitam pe profilul unui tânăr și avea acolo la preferințe o formație de muzică pe care eu o cunoșteam dintr-un trecut al meu de licean și îl sun și spun, măi omule, dar formația asta pe care tu ai pus-o acolo și pe care ai promovat-o e o formație de muzică satanistă. Și îmi spune, da, ok, și care e problema? Păi zic, tu ești creștin. Păi zice, da, dar în momentul în care te duci în lume, tu trebuie să aparții la un grup și atunci trebuie să ieși în față cu ceea ce grupul iasă sau cu ceea ce grupul propune.
În același timp, e adevărat că o muzică de felul acesta poate incita la ură, la violență, la fel cum o muzică plăcută, o muzică calmă, o muzică liniștită, dar nu mă refer la o muzică liniștită ca și ritm, ci o muzică liniștită ca și mesaj. Ar putea să-ți inducă alte răspunsuri, poate mai apropiate de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cred că muzica pe care o promovăm, că ne place, pe care o afișăm, pe care o șeruim, reprezintă un element formativ. Apoi mai e literatura. Scrie acolo cărți preferate și scrie acolo ce cărți îți plac, ce cărți ai citit. Ceea ce afișezi sau citești sau promovezi ca fiind o carte bună, arată sursa din care ți inspiri gândurile, vorbele și faptele. De exemplu, cineva recomanda zilele trecute, am văzut pe o rețea de socializare, primele cele mai extraordinare cărți pentru creșterea copiilor. Mai era vorba de un tânăr creștin care în cele 5 cărți recomandate nu avea Biblia și cărțile nu erau de factură creștină. Ei, uitându-mă la și cunoscând parte din cărțile astea, mi-am dat seama că, de fapt, literatura aceea reprezintă izvorul lui de gândire și de alimentare pentru, de exemplu, pentru tiparul acesta de a-ți crește copii. Apoi aș mai spune filmele, show-urile TV urmărite, pentru că la multe profiluri apare acolo ce urmărești, ce filme urmărești, filme preferate, show-uri TV. E știut faptul că, dacă mă duc partea negativă, mare parte din show-urile TV sunt încărcate în mod direct sau indirect de nudism, de pornografie și de limbaj vulgar. De asemenea, asistăm în show-urile astea TV și la o sexualizare a profilului uman, astfel că fiecare vedetă prezentă într-un anumit show trebuie să arate sexy. Da? Să fie extrem de atrăgătoare pentru ochi, pentru privire. Cu alte cuvinte, să nască ceva în mintea omului. Ei, promovarea acestui gen de show-uri sau afișarea acolo ca show-uri plăcute, ca show-uri care le urmărești, indică spre o potențială acceptare mentală a unei realități dezgolite de pudoare, zic eu, de etică, de Dumnezeu, la urma urmei. E o formă de acceptare mentală a păcatului. Însă, pe de altă parte, eu cred că sunt și show-uri de televiziune încărcate de esență, discuții frumoase, poate chiar întâlnirea noastră ar putea fi considerată un astfel de show TV în spațiul virtual, să-i spun așa, care ne-ar putea încărca de lucruri frumoase, care ne-ar putea apropia de Dumnezeu și ne-ar putea ține mintea, să zic, într-un perimetru etic și moral de care avem așa de multă nevoie. Eu cam la asta mă gândesc în momentul acesta. Da. Un alt element definitoriu a profilului pe rețelele de socializare sunt fotografiile. Nu degeaba se spune că o imagine valorează cât 1000 de cuvinte. Așa că gândește-te bine ce spui prin fotografiile tale. Dacă au așa o putere și așa o greutate în a transmite ceva despre tine, ai grijă cum alegi fotografiile care le postezi. Și acum așa, ca și idee, aveți idee câte poze sunt încărcate pe rețelele de socializare în fiecare zi? Ar fi interesant să ne spui. 95 de milioane de poze în fiecare zi. La nivel global. La nivel global, da, la nivel global. Și până acum se spune că peste 40 de miliarde de poze au fost încărcate de la începuturile istoriei rețelelor de socializare. Așa că aveți grijă. Aveți grijă ce comunicați prin pozele voastre. Aveți grijă în mod special la pozele incriminatorii. Acum, eu nu zic că
să te ferești să pui o poză, da, dacă te-ai aflat într-o situație incriminatorie, să nu, dar ai mare grijă. Eu am citit despre un tânăr care a fost la un interviu pentru o slujbă, pentru un job și nu a primit jobul respectiv din cauza că cel care era de la resurse umane și îl intervieva, a zis, hai să văd cine e tânărul ăsta. Și a intrat pe pagina lui de Facebook și a văzut niște poze incriminatorii. Și atunci nu a primit slujba. Și nu doar din motivul acesta, dar este un lucru la care să te gândești. Dă-mi voi să te întreb ceva, Sebi. Apropo de expunerea sa prin fotografie, poate îmi clarifici cel puțin mie niște lucruri. Ascultam zile trecute pe un tip care la fel analiza expunerea asta personală pe toate rețelele virtuale și spunea la un moment dat că rețelele astea de socializare, cum e Facebook, Insta, Snap și altele, au devenit un fel de iar maroc în care se vinde imaginea sau în care se vinde trupul. Poți să spui ceva de asta? Am putea discuta de așa ceva? Păi, dacă ne uităm, dăm așa un scroll pe Facebook și vedem ce poze pun prieteni, cunoștințe sau oameni care sunt în lista noastră de prieteni acolo. Vedem de multe ori unde se află și acum chiar nu vreau să generalizez, dar atunci când pui mare accent pe cât de bine arăți, pe cât de bine stă machiajul pe tine sau uleiul pe abdomenul plat sau știu eu ce altceva, da? De genul acesta, arată unde este valoarea ta și care este valoarea ta. Dacă valoarea este doar la câțiva microni, da? de piele sau stratul de pachetelele de sub piele, dar nu arăți o imagine bună despre tine. Crezi că și expunerea posesiunilor materiale prin fotografii pe spațiu virtual sau în spațiu virtual arată într-o anumită măsură sau poate constitui la formarea portretului? Cu siguranță. Iarăși transmiți prin faptul că îți pui poze, uite, mi-am luat venții ăștia sau mi-am luat rochița asta sau mi-am luat chestia asta, arată, și dacă lucrul acesta se întâmplă, da, asta este obiceiul. Obiceiul sau conținutul principal de pe paginile, de pe pagina ta sau de pe contul tău, atunci este o problemă și arată de fapt, dacă vrem să mergem la problemă, arată de fapt că tu însuți te vezi valoros doar prin ceea ce ai. Da. Prin ceea ce ai. Sau îți vezi valoarea prin lucrurile pe care le ai. Aici aș vrea să înțelegeți că atât în ceea ce spune Sebi, cât și în ceea ce spun eu, nu avem în vedere o situație particulară în care spui pe rețeaua de socializare că ți-ai cumpărat o mașină sau ți-ai cumpărat o haină sau ceva de genul. Da, și ce eu, avem și în vedere... eu am poze, și eu am poze exact. Cu bicicleta, da. Am ieșit cu bicicleta, mi-am cumpărat o bicicletă și mi-am pus poză cu bicicleta, dar este... Avem în vedere un mod de viață în sensul acesta în care tot timpul suntem pasionați de a ne expune tot ceea ce avem și orice obiect cât de mic îl avem,
da, obligatoriu să apară știți că, pe știți că se zice că dacă nu ai pus poza pe Facebook, înseamnă că n-ai mâncat mâncarea aia, da? Și de asta apar așa de multe poze cu ceea ce am mâncat pe Facebook. Poate că așa credem și despre lucruri. Dacă nu apare pe Facebook, înseamnă că de fapt nu ai intrat în posesia mea, nu e al meu. Da, deci noi când ne referim la lucrurile acestea, e ceva general, nu este ceva particular, așa cum spunea și Emma. Da, ok, nu uitați, ne puteți trimite întrebări pe Slido, întrebările vor ajunge la noi și în măsura în care suntem capabili, vă vom răspunde la aceste întrebări. Un alt element care ar putea defini portretul sau care ar putea contribui la definirea portretului tânărului virtual sunt comenturile pe care le facem în perimetrul spațiului virtual. Comenturile și share-urile pe care le aplicăm. Comentariile, sau așa cum știm noi, comenturile pe care le faci pot indica de multe ori autoritatea sau lipsa ei într-un anumit domeniu. Ai autoritate să faci un comentariu pe subiectul respectiv sau nu ai autoritate. Pot arăta aprecierea sau respingerea față de o idee, față de o situație. Adică îmi pot spune mie că tu ești de acord sau împotrivă față de situația respectivă. De asemenea, în comenturile astea pot arăta nivelul tău de cultură sau de incultură pe care l-ai. Da? Pot arăta un echilibru verbal, da? Un echilibru în exprimare, da? în a comenta anumite situații. Dar de asemenea, comenturile astea pot avea în ele și doza aceea de spiritualitate, de om care își alimentează vorbirea din Dumnezeu. De fapt, comentariile pe care le faci sunt o expresie publică, vizibilă, a ceea ce este în inima ta. Dacă ți-o duci aminte, Sebi, Matei 12 spune că din prisosul inimii vorbește gura. Asta înseamnă că ceea ce expui prin comentarii în spațiul virtual vine din îmbogăția inimii, din ceea ce se află în inimă. De exemplu, cu ceva timp în urmă am urmărit profilul unui tânăr creștin și am observat că are obiceiul să facă anumite comenturi la fotografii postate acolo de anumite fete. Acum, când m-am uitat la comenturile lui, mare parte din comenturile lui sunau așa: wow, ce bine arăți, sexy girl. Deci mare parte din comenturile pe care le făcea sunau în felul acesta. Ei, un astfel de comentariu sau de gen de comentariu arată că inima și mintea lui sunt pline de astfel de lucruri. Da? Asta e partea negativă. La fel stau lucrurile și în cazul comentariilor frumoase, a celor de gust, de esență, fie că e vorba de aprecierea unei persoane sau de exprimarea unei păreri. Sunt comenturi pe care eu personal le citesc cu așa de mult drag și cu așa de multă bucurie, le recitesc pentru că simt așa ceva de esență în alea 2, 3, 5 propoziții pe care le citesc, fie în cazul unei situații sau ceva ce e postat pe o rețea de socializare. De asemenea, și în cazul a ceea ce șeruim sau a ceea ce șeruiți, lucrurile stau la fel. Nu cu mult timp în urmă, în spațiul virtual am observat un fenomen ciudat. Doar trebuie să încep și voi vă dați seama despre ce e vorba. O bună parte din tinerii creștini au preluat și au șeruit filmulețe cu toate greșelile gramaticale și de altă natură ale unei doamne din politica românească. Nu vreau să dau nume sau situații concrete de felul acesta pentru a proteja identitatea oamenilor. Însă filmulețele astea erau însoțite de like-uri și de comentarii de genul idiota sau alte apelative. Mi-am pus întrebarea citind astfel de share-uri din partea tinerilor noștri. Mi-am pus întrebarea, oare lasă ne-a chemat Hristos? Observați cum toate astea, comenturile pe care le facem, într-o anumită măsură ne definesc portretul, ne dăm seama din comentariile pe care unii și alții le fac acolo cam ce e în inima lor, cam ce ar putea
expune prin, prin modul acesta de expunere verbală. Da. Ce zici de... și o să ajungem și la anumite profile la care ne-am gândit noi, dar am observat că sunt și comentarii, sunt persoane care au opinii despre toate lucrurile și de obicei comentariile lor, mai ales legate de politică sau de, știu eu, cât de prost își face treaba actuala administrație locală sau guvernul nostru. Ce zici de... Cred că unele comentarii de felul acesta sunt justificate, dar nu toate. De exemplu, Apostolul Pavel spune, Alexandru Căldăraru mi-a făcut rău și o spune public, deci știm și noi astăzi după 2000 de ani. Da. Dar în același timp Apostolul Pavel nu și-a expus public sau în scris toate părerile negative pe care le-a avut cu privire la anumite situații. Asta eu cred că trebuie un echilibru. Și poate că mai întâi ar trebui să mă uit la mine. Eu cum îmi fac treaba? Cum mă achit de datoriile pe care le am? De asta cred că toate comenturile pe care le facem spun ceva despre noi, știi? Adică te lasă pe tine să îți creezi o imagine despre mine și spui, ăsta e portretul tău. Din ce cauză? Pentru că văd ce comenturi ai. Da? Fie că sunt mai mult negative, fie că sunt pozitive, fie că n-au nimic de a face cu spiritualitatea, fie că îl oglindesc pe Dumnezeu. Așa e. Un alt element și poate că ultimul dintre ele sunt like-urile. La ce dăm like? Da? La ce punem semnul albastru pe Facebook, da? Cu degetul în sus? Acum mai sunt și altele, da? Și inimioara, și a apărut și ăla care, sau cum îi spune, nu? Cu smiley face-ul ăla cu inima în brațe, da? Da, e și cel cu mască acum. E acum și cu mască, și ăla nervos, și toate, da? Așa, dar like-urile, la ce dăm like pe, da, sau pe Insta, da, dăm dublu click pe poză sau așa și ne pune acolo o inimioară, ne-a plăcut ceea ce am văzut. Like-urile ține de asociere, da? Ne asociem cu poza sau cu comentul sau cu postarea care a fost la care am dat like. Când dai un like, nu doar transmiți persoanei căreia i-ai dat like, da? Fie pentru poză, fie pentru o postare, fie pentru un coment, că ți-a plăcut ceea ce a postat. Și prin aceasta spui și ceva despre tine, te asociezi cu ceea ce îți place și transmiți ceea ce îți place. Din cauza aceasta, să vă feriți, da? Să dați poze la, să dați like la poze deșuchiate, la, știu eu, comentarii vulgare sau acide, pentru că spune ceva despre noi. De ce atunci când încerci să cunoști o persoană? Unul din primele lucruri care întrebi sau încerci să afli este ce îți place. Da? Ce îți place sau ce nu-ți place. Pe rețelele de socializare nu te întreabă nimeni, ci spui tu, da? O spui din proprie inițiativă. Da? Spui, îmi place asta. Și lumea te cunoaște, da? Învățând ceea ce îți place. Dar vreau să te întreb ceva, Sebi. Ce părere ai despre situațiile în care postești ceva pe o rețea de socializare pentru a primi like-uri și când te lauzi, băi, am postat comentul respectiv sau fotografia respectivă și am primit atâtea like-uri în 2 ceasuri sau în 3 ore. Ce acum, zici de asta? Acum, cred că fiecare dintre noi avem în noi o doză așa de... Măi, că vrem să fim apreciați, da? Că vrem să fim apreciați și este o
o nevoie de bază umană, da? O nevoie de bază normală, umană. Și normală. Și normală. Dar dacă suntem doar vânători de like-uri, ajungem, și o să vorbim imediat, s-ar putea să fie... Acum eu nu vreau să exagerez, da? Dar te apropii periculos de o extremă. De o extremă, o da? pe care o să o discutăm un pic mai târziu. Da, nu, prezența ta virtuală nu ar trebui să fie pentru a vâna like-uri. Eu așa zic, așa ca și chestie. Da. Adică generală. Spațiul virtual nu ar trebui să fie pentru o expunere personală, adică o exagerare a expunerii personale în vederea primirii unor aprecieri. Vreau să fac aici o specificație, că nu discutăm de cei care au un business și care își fac reclamă pe mediul virtual, nu despre asta discutăm, ci discutăm despre acele atitudini personale prin care creăm un anumit portret sau prin care, dacă le facem, oamenii își fac o anumită impresie despre noi. Pentru că tot ai amintit, dacă vă uitați pe pagina mea de Facebook, am foarte multe like-uri și share-uri la afacerile unor prieteni, așa că... Na. Da, deci sunt cazuri diferite. Da, dar e cu totul okay. diferit. Bun, știu că discuția asta ar putea continua, nu sunt toate elementele, doar am luat câteva, dar, Sebi, hai să vedem în urma la elementele astea, la aceste elemente pe care le-am discutat și, bineînțeles, a multor altor lucruri pe care le vedem pe rețelele de socializare sau în spațiul virtual, cam... Care sunt potențialele portrete pe care le vedem că le au tinerii noștri? Da? În special vorbim de tinerii noștri. Ce zici? Păi, unul dintre ele ar fi portretul unui tânăr narcisist. Și acum nu vreau să credeți că toți cei care vă puneți o poză, știu eu că ați fost la mare, că v-ați luat nu știu ce altceva nou, nu, și le-ați postat pe Facebook sau pe Insta sau pe altundeva, nu vreau să generalizez, ci vreau, cum spuneam și la început, vreau să ridicăm niște întrebări și să vă ajutăm să vă faceți așa o mică evaluare, poate. Dar atunci când vânezi like-urile, când ești obsedată de ele și mereu te uiți, măi, o mai dată cineva like la poza mea, la postarea mea. Sau ce apreciere mi-o da, transmis, sau, ce sau, coment sau mi-o pus. Ce, da, sau dacă mi-o zis cineva frumos sau frumoasă sau cool sau, cool, sau sexy sau nu știu ce, exact. Altcineva. Atunci spuneam că te apropii un pic periculos de acest profil. Unde crezi tu că e limita în care putem vorbi despre narcisism sau normalitate? Da, greu de spus, dar dacă pentru tine ceea ce dacă pentru tine este important ca ceilalți să vadă cât de special ești tu, dacă pentru tine este important ca ceilalți să-și dea seama cât de frumos ești tu, că acum piesa centrală a lui narcisist este înfățișarea lui, da. Da? Pornind de la Narcis din mitologie. Da? Dar... Dacă eșuezi să vezi și pe alții că sunt speciali, dacă eșuezi să vezi părțile bune și din alții și crezi că doar tu ești cel special, doar tu ești cel frumos, doar pentru că ești tu acolo, grupul respectiv este ok, e cool pentru că ești tu acolo, atunci te apropii periculos de a fi narcisism. Într-adevăr de a fi un narcisist în tot puterea cuvântului. Da, permitem să vi să-l recomand celor care ne urmăresc să citească ceva despre asta. Ce înseamnă un narcisist,
un om care e preocupat de propria lui imagine și face tot ce e posibil să-și promoveze imaginea lui și mai ales folosește și, să zic așa, fake-uri, adică trucuri, chestii false. Da, eu cred că un alt portret pe care îl putem identifica între tinerii noștri în spațiul virtual e tânărul materialist. E gata să-și expună fără niciun filtru viața personală, realizările, posesiunile, poziția socială și așa mai departe. Și aici, repet, nu vorbesc de cel care își expune afacerea și își face reclamă, ci vorbesc de cel care, în mod uzual, nu are niciun filtru în a-și expune viața personală pe spațiul virtual sau în mediul virtual. Cu alte cuvinte, în profilul lui poți găsi, în mod exagerat spun, dar poate chiar așa este, într-un mod exagerat, fotografii cu mașina lui, mult mai multe fotografii cu mașina decât poate cu familia sau cu altcineva. Poți găsi colecția de ceasuri, hainele de firmă, Adidas și de firmă, băuturi, localuri și altele. Și mai apar câteodată și mențiuni de genul pentru cine se respectă sau pentru cine își permite, dând astfel impresia că nu oricine își permite să bea o cafea la Starbucks sau să mănânce o pizza nu știu unde. Cred că, dacă iau lentila biblică, un astfel de portret e caracterizat de iubirea pentru lucrurile din lume, iubirea exagerată a lucrurilor din lume, adică o focalizare pe lăudăroșia vieții și pe iubirea lucrurilor din lume. Asta e un potențial portret sau chiar e un portret pe care îl observ. Nu pentru toți, deci da, nu toți cei care își expun anumite posesiuni intră în această categorie, dar sunt tineri materialiști. Exact, exact. Un altul este portretul tânărului fake, dacă îmi permite să spun așa, cel care își prezintă viața tot timpul prin filtre, da? Pentru că tot la camerele de la telefoane avem tot felul de filtre acum pe care le putem folosi, dar nu numai pozele pe care le pune, ci viața lui este trucată, da, filtrată, i-a pus un beauty mode, da, un beauty mode pe viață. Da, la el sau ea acolo apare mereu feeling good sau feeling excellent, da, este întotdeauna în mood-ul ăla cel mai bun. Când de fapt știm că dacă suntem sinceri, nu totdeauna este așa. Ceea ce vreau să spun este că autenticitatea este importantă pentru fibra caracterului nostru. Și autenticitatea la rândul ei este vitală pentru încredere, care la rândul ei este vitală pentru relațiile interumane. Da, așa că să te gândești un pic, da? Acum, dacă folosești un filtru ca să, știu eu, să faci un portret frumos la cineva, e cu totul altceva, dar dacă viața ta, da, selfie-urile tale și viața ta sunt mereu cu filtru, nu arăți o imagine adevărată despre tine. Dar, Sebi, vreau să te întreb, nu ți se pare că trendul merge spre asta, deoarece asta se cere? Adică primesc like doar pozele alea făcute, nu știu pe ce, iaht în Veneția, la lumina lunii, când servești o mâncare sau ceva, da, aia primește like și trebuie să fie acolo și ar trebui să fie acolo și zâmbitor și exact cum ai spus tu și când spun americanii, exciting, știi? Da. Te simți wow. Tot timpul este wow. Cum ar trebui să răspundem la provocarea asta? Pentru că asta se cere. Cum spuneam mai înainte, gândește-te la ce este mai important pentru tine, pentru caracterul tău.
Și aceasta este autenticitatea. Cu cât ești mai autentic și autenticitatea, acum să fim și sinceri, nu? Autenticitatea este și atrăgătoare, nu este doar importantă pentru caracterul nostru. Când vezi o persoană autentică, ești atras de persoana. Da, dar ți-ar putea spune un astfel de tânăr, așa sunt eu. Pentru că ăsta e un răspuns pe care îl întâlnesc frecvent. Așa sunt eu. Da. Da. Dar sincer, nu aș vrea să fiu în pielea acelui tânăr și trăirile pe care le are și știu eu luptele pe care le are, pentru că atunci când identitatea ta este sau trăiești sub o falsă identitate, nu poți să ai decât un conflict interior constant. E adevărat că noi știm că viața presupune mult mai mult decât o plimbare pe canale exact. Din Veneția sau o excursie în Luxemburg sau în Olanda sau în locuri așa frumoase și atractive. Viața presupune și o confruntare dură cu o realitate existențială pe care de multe ori nu înțelegem. Câteodată găsești astfel de lucruri ciudate în tine și ai impresii foarte bune despre tine. Da, așa e. Da, și eu mă opresc la un alt portret pe care îl văd și de care pomeneam ceva un pic mai devreme, și anume tânărul știe tot. Știi? Da, ăsta care are o opinie despre toate lucrurile. Da, ne-am pricopsit sau societatea a deschis oportunitatea sau poarta pentru așa ceva, pentru o generație de tineri care le știu pe toate, în spațiul virtual, bineînțeles. Suntem învățați de către astfel de tineri cum se face grădinăritul, cum se cresc copiii. Ei au opinii și referitoare la politică, la sport, la cărți, la sistemul educațional. Eu personal sunt uimit când văd că un astfel de tip sau o astfel de tipă care le știe pe toate. Deschizi o discuție despre ceva, el habar n-are în background-ul lui despre așa ceva, dar se bagă în discuție și dacă aș fi, aș face asta, ar trebui făcut asta. Portretul ăsta e unul ciudat. Pentru mine apare ca un tip așa incoerent cu sine însuși, incoerent cu ceea ce Dumnezeu a pus în el, pentru că nu a pus în noi știință pentru toate lucrurile, și incoerent cu societatea în care se află. Da. Le știe pe toate. Și mai ales noi românii, în gena noastră avem o chestie de asta. Noi le știm pe toate și le reparăm pe toate. Da. În cazul unui astfel de tânăr o să găsești comenturile lui și like-urile sau dezaprecierile lui peste tot locul. Și pe canale de sport și de politică și de literatură și de știință și de muzică. Da. Peste tot locul o să dai de el. Și asta e un portret care se evidențiază în spațiul virtual. Da. Și acum, ca să nu avem așa doar o tentă negativă, da? Haideți să vedem și ceva pozitiv. Ăsta este un alt portret care s-ar putea evidenția, este tânărul acela moral, care prin like-urile, comenturile, share-urile pe care le dă, le face prin profilul pe care și l-a creat, arată că este o persoană impecabilă din punct de vedere moral. Da? Nu se asociază cu... Dar deci e moral, dar nu se asociază cu nimic legat de credință, de spiritualitate, de biserică. Nu dă share la live-ul bisericii, să dau un exemplu, dacă tot am avut așa de multe live-uri în ultimul timp. Dacă ești un tânăr creștin, că vorbim despre profilul virtual al tânărului creștin, atunci amprenta ta virtuală ar trebui să aibă un oarecare iz spiritual. Pentru că ești o persoană spirituală, ești o persoană născută din nou. Așa că poate că dai un scroll așa pe istoria, pe
pe wall-ul tău să vezi ce ai mai postat în ultimul timp sau pe Insta sau vezi... Da. Da, aici mă gândeam și eu că pe lângă toate tiparele astea pe care le-am identificat ca fiind potențiale portrete, și de fapt sunt, nu doar potențiale, ci ele sunt, pe lângă faptul că găsim tineri de-ai noștri cu o etică și o moralitate impecabilă, fie că împărtășesc elemente de credință sau nu le împărtășesc, pe lângă asta găsim și tineri spirituali în spațiul virtual. Spunea cineva cu câtva timp în urmă că în mediul virtual nu poți găsi tineri spirituali. Eu zic, ba da. Dacă te uiți la un astfel de tânăr sau la un astfel de portret, e acel gen de portret pe care oriunde l-ai întâlni în spațiul virtual sau chiar în realitate, dar să spunem în spațiul virtual, simți că îl poartă pe Hristos în el. Limbajul lui arată că umblă cu Hristos, da, like-urile lui, că pomeneai de ele, indică spre Hristos, iar felul de prezentare în spațiul virtual arată că el este lumină. Că-i interesant. Și anume, acum avem la dispoziție spațiul acesta virtual ca un nou spațiu în care oamenii au nevoie de lumină. Iar noi suntem copii lui Hristos, cum spuneai tu, suntem născuți din nou, așadar, indiferent de spațiul în care ne mișcăm, fie că e vorba de cel real sau de cel virtual, noi trebuie să fim lumină. Voi sunteți lumina lumii, spunea Mântuitorul în Evanghelie. Și această lumină trebuie să o purtăm în noi. De asta spuneam mai devreme, citesc cu așa de mare drag anumite comenturi, chiar și apreciez anumite like-uri care se dau la diferite situații prezentate în spațiul virtual și simt așa în comenturile acelui tânăr sau chiar în like-ul pe care l-a dat, în aprecierea pe care a dat-o, simt așa ceva din Duhul lui Dumnezeu în el. Simt că și Hristos, dacă ar fi fost acolo, ar fi apreciat situația respectivă. Da. Și mă bucur că în mediul virtual, în spațiul virtual, putem identifica și un astfel de portret al unui tânăr spiritual plin de Hristos, pe care îl vezi că prin tot ceea ce face acolo în mediul virtual, el de fapt îl are pe Hristos în el și îl duce pe Hristos ca o lumină. Exact. Acum m-am uitat așa zilele acestea și am urmărit să văd dacă chiar... sunt și astfel de tineri. Și sunt. Am văzut tineri care fie puneau și eu, desenau sau scriau ceva și cum în background o muzică creștină și textul pe care îl scria era un mesaj creștin. Sau cum spuneam, în ultimul timp am fost în timpul acesta când multe din serviciile bisericii noastre sau a bisericilor în general au fost transmise și live. Și mă bucuram când vedeam că dădeau share la live-ul bisericii sau chiar începea un watch party împreună cu sau își invitau prietenii sau tineri care pun acolo versete sau citate din Biblie prin care își exprimă dependența față de Dumnezeu. Exact. Am văzut chiar zile trecute la unul dintre tinerii noștri: Dumnezeu este ajutorul și tăria mea. Măi, în societatea în care trăim, trebuie să ai ceva din Dumnezeu ca în spațiul virtual să afișezi așa ceva. Să spui, nu, speranța și nădejdea și tăria mea e Dumnezeu. Cu toate că am anumite capacități și abilități, de asta spun, îmi place că spațiul virtual e și mediul în care se poate identifica portretul acesta spiritual. Și zic că mă bucur pentru asta și zic că slavă lui Dumnezeu pentru așa ceva. Ok, nu uitați că ne puteți transmite întrebări pe Slido, întrebările vor ajunge la noi. Aș vrea să... ne apropiem de încheiere, Sebi. În încheiere să trasăm câteva principii biblice pentru tinerii noștri. Cum ar trebui să se poarte în spațiul virtual în care sunt provocați, în care sunt angrenați de multe ori fără voia lor, în tot felul de discuții, de comenturi, de aprecieri, de like-uri, mai mult sau mai puțin, să zic, păcătoase sau încărcate de etică, de moralitate. Hai să încercăm să facem câteva principii biblice care sperăm să ne fie de folos. Da. Legat de felul în care
ne expunem în spațiul acesta virtual. Pavel spunea, vă spun ca fiecăruia dintre voi, ca niciunul dintre voi, acum eu parafrazez, să nu aibă o părere mai înaltă despre sine. Decât se cuvine. Decât se cuvine, da, decât deci se cuvine. Deci se cuvine să ai o anumită impresie, o anumită părere despre tine, dar nu mai mult decât se cuvine, da, dar nu mai mult decât dar unde e limita asta? Ai cine o stabilește? Cumpătate despre tine. Eu cred că dacă ești conștient într-un mod cât se poate de realist de ceea ce Dumnezeu a pus în tine, de darurile pe care le ai, când știi scopul pentru care le folosești, atunci... Adică, Sebi, tu poți să-ți formezi o părere bună despre tine, dar... Tu crezi că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi și aceste simțiri cumpătate care se activează în fiecare moment al vieții și ne ajută să înțelegem... Eu zic că da, dar că dacă ne calibrăm felul nostru de gândire după Scriptură. După Scriptură, da, și Pavel spune în Filipeni să aveți o simțire, da? Aveți un suflet, un gând, da? Spune despre lucrurile acestea și ele trebuie, adică ar trebui să fie în noi. Cu prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi. Adică, așadar, simțiri cumpătate, nu exagerare, da, exact, în privința exact propriei persoane. Da. Altceva? Ce crezi că ar mai fi? Da, eu cred că asta mi-am luat așa ca și idee, da? Cumpătare, deci cumpătare în expunerea pe care o avem și să nu arătăm că suntem cineva mai bun decât suntem, da, prin fake, da, prin prin așa, nici să nu da, să, adică să fim aceeași persoană și în real, exact, și în virtual. Exact, da. Să nu cădem în pe panta alunecoasă a duplicității. Da, mi-am notat și eu câteva principii așa pe scurt. Odată, strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, Psalmul 119, pentru a nu păcătui împotriva lui Dumnezeu nici măcar în mediul virtual sau în spațiul virtual. Ce interesant că spațiul virtual e un mediu în care poți să exprimi ce ai în inimă, da? Ei, strângând cuvântul lui Dumnezeu în inimă, ți se oferă posibilitatea ca poate la biserică sau altundeva pe stradă nu ai ocazia să spui așa de mult din cuvântul lui Dumnezeu, dar în mediul virtual nu te oprește nimeni. Așa că strânge cuvântul acolo și ai libertatea în mediul virtual să transmiți un verset, un gând, o încurajare. Da. Și legat de chestia asta cu comenturile sau un principiu biblic în comentarii, în comenturile pe care le facem, tot Pavel spune că vorbirea noastră să fie întotdeauna cu har. Da? Dacă aduci ceva bun prin comentul tău, spune-l, scrie-l, dacă nu... Da, da, știi ce îmi place acolo, Sebi, textul care îl citesc tu, zice, vorbirea voastră să fie cu har. Adică în fiecare coment pe care îl facem acolo pe o rețea de socializare în mediul virtual, practic din fiecare coment ar trebui să vezi, să simți cum picură harul lui Dumnezeu. Așa, exact. Super, extraordinar. Da, da. Și atunci nu avem nicio problemă, da, putem face câte comenturi. Ca să știți, spune tot acolo, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia, da, prin comenturile pe care exact, le da, dați. Super. Eu cred un alt principiu valabil e să nu uiți că prietenia cu lumea e incompatibilă cu prietenia cu Dumnezeu. Adică e acolo în Iacov, capitolul 4, un cuvânt care spune că e vrăjmășie. Da. Da? Ei, și în mediul virtual e un, sau spațiu virtual e un mediu în care îți exprimi prietenia cu lumea sau cu Dumnezeu și apare acea separare. Îți dai seama cine e cu tare din felul în care se poartă în mediul virtual. Apoi aș mai spune că
neprihănirea trebuie să se vadă și în spațiul virtual. Adică tu pomeneai de faptul că suntem copiii lui Dumnezeu născuți din nou. Acum, între noi doi, că ne întâlnim cu o anumită frecvență, se vede, da? Zic. Da. Zic eu că se vede. Dar mă duc și mă uit mai departe la ce postez tu în spațiul virtual. Tu te uiți la ce postez eu. Din ceea ce postez tu ca și tânăr în spațiul virtual, se vede că ești caracterizat de neprihănire. Se vede că ești născut din nou. De asta cred că nașterea din nou e fundamentală și omul care e născut din nou și umblă în puterea Duhului Sfânt, el, chiar dacă e pe spațiu virtual, el vine, are de oferit aceeași roadă Duhului Sfânt, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare și așa mai departe. Nu cred că putem vorbi de o neprihănire doar în real și în virtual, să nu... Omul neprihănit în el însuși, în relația cu Dumnezeu, e neprihănit indiferent de mediul în care se află. Exact. Exact. Aș mai spune că modul sau mediul virtual e un nou spațiu în care poți fi lumină. Hristos ne-a chemat să fim lumină. Vi se oferă o șansă extraordinară. Nu sunteți în contact cu vecinii voștri, cu prietenii, să zic, cu vecinii de pe stradă, dar ești în contact cu cei din mediul virtual și acolo poți să fii lumină. Până la capătul pământului, cu literalmente. Exact. Cu toți prietenii tăi, ai între prietenii tăi oameni din Japonia, din Australia, din Canada, din Bangladesh, din Groenlanda, din Antarctica, de nu știu unde. Poți fi lumină pentru toți. Și aș mai spune încă o chestiune și anume, chemarea finală e să fim asemenea lui Hristos. Adică de aici am luat și numele acestei platforme, Like Him. Și în viitor aceasta va fi platforma noastră a tinerilor Like Him, pe care veți avea acces la toate resursele. Dar nu uitați, chemarea e să fim asemenea lui Hristos, Romani 8,29 și Efeseni 4,13, și suntem chemați să fim asemenea lui Hristos și în viața reală, dar și în tot ceea ce facem în mediul virtual. Dacă mai vrei să mai completezi ceva, Sebi. Nu, cred că au fost spuse destule lucruri și timpul iese înaintat. Cred că o să fie o melodie acum și după aceea încercăm să răspundem întrebărilor voastre. Da, ascultăm o melodie și apoi încercăm să dăm răspuns întrebărilor voastre. Without watching, I'm good.
Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Ok, vă mulțumim pentru întrebări, sperăm să vă putem și răspunde, încercăm, ne dăm toate străduințele. Sebi, hai să pornim, începe tu. O întrebare care ne-a fost adresată sună ceva de genul acesta. Ce credeți despre giveaway-urile? De exemplu, lasă în comentarii 3 prieteni, urmărește pagina X sau Y și vei câștiga ceva. Acum, esențial, deci ca și metodă de promovare, nu este greșită. Este o metodă de promovare, așa se face marketingul. Depinde dacă tu vrei să intri în acest concurs, da, de să primești ceva, să câștigi ceva, să vezi cine face această promovare și la ce. La ce produs face promovarea. Eu îți dau un exemplu, nu mi-e rușine. Am intrat într-un astfel de concurs, dar era un prieten care are o cafenea, care nu angajeze afacerea lui. Și nu cred că am făcut un lucru greșit. Nu am câștigat un brunch, dar asta e. Poate data viitoare. Poate data viitoare, da. Da, o altă întrebare. E greșit să prezinți public o învățătură greșită care poate face rău multora și să o combați cu adevărul? Sunt justificate astfel de postări? Adică să înțeleg mai bine, vă referiți, o întrebare se leagă de a expune public ceva greșit și a-l combate cu adevărul. Eu cred că Ceea ce intenționăm printr-o astfel de acțiune e un fel de apologetică. Acum vorbim de creștinism. Eu încurajez să faceți asemenea lucruri. Atunci când vedeți o învățătură greșită undeva în mediu virtual, în spațiu virtual, eu chiar vă încurajez ca în grupurile în care sunteți, fie că sunt mediul virtual, fie că sunt în real, să spuneți că ați observat asemenea derapaje ideologice și să le confruntați cu adevărul. Eu personal fac lucrul acesta. Am persoane care îmi scriu pe chat-ul de la Facebook, uite, am urmărit asta și asta pe Facebook, biserica cu tare, nu știu ce fenomen de credință, de vindecări, de una alta, ce spui? De multe ori mă duc și în biserică le prezint astea. Zic, pe Facebook circulă lucrul acesta și acesta, uite așa, asta e realitatea scripturistică. Și eu cred că spațiul virtual este și un mediu în care trebuie să facem lucrul acesta, să confruntăm minciuna cu adevărul. Sau, dacă nu vrei neapărat să confrunți neadevărul prin adevăr, cel puțin să expui adevărul. Da? Și eu cred că sunt foarte indicate astfel de acțiuni. Dar bineînțeles că aici putem discuta de autoritatea celui care întreprinde un astfel de demers. Ar trebui să fie un om
așezat în Scriptură, un om care cunoaște fundalul Scripturii și un om care poate combate sau poate prezenta adevărul mai accentuat decât e prezentată minciuna. Asta nu înseamnă că voi nu puteți spune niciodată nu e adevărat sau lucrurile stau într-un alt fel. Ba da, vă puteți informa, vă puteți întreba liderii spirituali, păstorii, prezbiterii, uite, am citit ceva pe internet, promovează asta, chiar dacă sub o titulatură religioasă, cum ar trebui să răspund. Și du-te acolo la comenturi, la replay-uri, și dă-i acolo un coment și spune-i, ceea ce tu susții nu are fundament biblic, chiar dacă tu pretinzi că e o chestie creștină, creștinească, da? Ci adevărul biblic este acesta, pune-i două, trei versete din Biblie, fă-i trimitere să meargă omul să citească cuvântul lui Dumnezeu. Deci cred că în spațiul virtual se pot face astfel de lucruri, în același timp cred că sunt situații în care nu trebuie să intervenim, să combatem anumite lucruri. Depinde de situația pe care o întâlniți fiecare. Da. O altă întrebare pe care ați pus-o este legat de portretul profil fals. Ce spuneți cei care stau în spatele unor profiluri fake și care au opinii în toate domeniile, dar care n-au o identitate anume? Iarăși, citeam o statistică despre Facebook. Se estimează, așa, statistic vorbind, că fiecare utilizator de Facebook are 7 sau 8 conturi. Acum, eu n-am decât unul. În medie. În medie, da. Eu n-am decât unul, așa că sunt unii care au mai multe, da? Decât 7 sau 8. Dar nu este ceva de care trebuie să ne mirăm, da? Întotdeauna o să fie lupi cu piei de oi, chiar și în spațiul virtual. Și invers, da? Și invers, da? Din păcate. Acum, ceea ce noi trebuie să facem este, iarăși, să vedem informația care, sau opinia pe care o are, cât de fondată este. Și aici chiar vreau să menționez ceva ce prietenul meu de la tehnic spunea mai devreme. Grijă și cu repostările fake news-urilor. Da? Vedeți care este sursa. Da? Poate că nu puteți să vedeți cine odată, că poate este un profil fake, așa cum a spus. Dar verificați sursa postărilor pe care le redistribuiți. Pentru că dacă ne asociem cu o minciună, se prea poate ca lumea să vorbească despre noi că suntem niște mincinoși, nu? Așa că este o mare grijă. Da, nu trebuie să ne fie așa frică de ei, ci doar să filtrăm, să cenzurăm ceea ce credem sau ceea ce îmbrățișăm, da? Ce opinii îmbrățișăm. Da, o altă întrebare pe care i-ați trimis-o sună așa. Ce credeți despre situațiile în care unii slujitori preiau anumite postări ale altor predicatori și judecă ce spun aceștia în mod public? Este ok? V-aș răspunde simplu și da și nu. Biblia spune când unul vorbește, ceilalți să judece. Acum, dacă spațiul virtual devine într-un anumit fel și o biserică, un loc în care ne expunem părerile care decurg din Scriptură, îți asumi și judecățile celorlalți. N-ai încotro, ești obligat să ți le asumi. Deci, din punctul acesta de vedere, da, e justificat o astfel de atitudine. Pe de altă parte, nu uităm că cine muncește, greșește. Iar noi care muncim, să zic, în domeniul acesta, vestim Evanghelia, slujim în biserică, în mod invariabil facem greșeli și din punctul acesta de vedere. Spui ceva și realizezi abia un pic mai târziu, că de fapt lucrurile sunt un pic mai... au sunat altfel, da. Sau intri în slujire, dar n-ai autoritate totală de la început asupra tuturor aspectelor, da? Pentru că Dumnezeu îți dă treptat această
această autoritate. Acum, partea negativă e atunci când vânezi toate aceste greșeli și le iei, tai parte din videourile, din clipurile respective, pui doar o anumită secvență în spațiul virtual și începi și o comentezi negativ sau ca fiind o greșeală capitală sau impardonabilă. De asta nu sunt, ca principiu, nu sunt de acord cu astfel de situații, cu excepțiile pe care le-am pomenit mai devreme, dar în principiu nu sunt de acord, deoarece și eu mă aflu într-o astfel de situație de a fi lucrător cu Evanghelia, de a greși în vorbire, și sunt situații în care alții m-au atenționat. Vezi că ai spus o anumită chestie în vorbire și nu mi-am dat seama că am spus-o. Doar ulterior, când am ascultat predica, sau zic, ia să văd unde am zis-o, atunci mi-am dat seama că da, într-adevăr am spus-o. Dar în același timp, mențin ceea ce am spus mai devreme, când un om promovează neadevăruri și le promovează în mediul virtual, ar trebui să-și asume și riscul care decurge din aceste promovări. Și unul dintre riscuri e tocmai acesta. Vine altul și identifică neadevărul sau erezia la tine, te pune public și te comentează. Asta e. Deci e o chestiune pe care eu personal o accept în anumite situații, iar în altele nu o accept. O altă întrebare este următoarea. Profilul virtual al tânărului creștin trebuie să conțină doar versete biblice? Și răspunsul este nu. Un creștin, da, în lumea reală, nu merge pe stradă doar citând Biblia. Nu? Când vorbești cu prietenii tăi, fiind creștin, nu citezi doar Biblia, dar din prezența ta, chiar și cea virtuală, da, trebuie să picure, așa cum spuneam mai devreme, har, trebuie să se vadă că ești creștin. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie doar poze cu versete biblice sau cum sunt chestiile alea care le pui de pe YouVersion, da, numai niște tablouri așa frumoase și cu versete biblice. Eu nu cred asta. Tu ce părere ai, Emma? Da, și eu cred, la fel ca și tine, că prin creație Dumnezeu a pus în noi anumite lucruri care reflectă, dacă vrei, persoana lui Dumnezeu în noi. De exemplu, nimeni nu ar trebui să se pocăiască să știe că minciuna sau crima e un păcat. E ceva în noi, spune Apostolul Pavel în Romani, Dumnezeu a pus în noi ceva, această revelație, dacă vrei, interioară a lui Dumnezeu, pentru că venim din mâna lui, suntem creația lui. De aceea, noi nu am încercat să creăm sau un portret al tânărului folosind exclusiv versete biblice, dar uitându-mă în Scriptură îmi dau seama că portretul cel mai fascinant al unui om e cel care e modelat de Dumnezeu. De aceea, vrând nevrând, ne întoarcem la origine, adică la Dumnezeu, ne întoarcem în mod ontologic acolo de unde venim, din mâna lui Dumnezeu. De aceea, nu aș vrea să părem ca niște oameni care nu recunoaștem altceva decât trei versete din Biblie, ci recunoaștem tot ceea ce Dumnezeu a pus în noi, abilități de dezvoltare, capacități, tot ceea ce Dumnezeu a pus în noi și care pot fi folosite pentru a oglindi slava lui Dumnezeu și pentru a avea un portret curat. Cum scrie undeva în Fapte, ce erau tot mai plăcuți înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Adică avea un portret agreabil, plăcut, atât în societate cât și înaintea lui Dumnezeu. Mai următoarea întrebare. Când se poate spune că Facebook-ul a pus stăpânire pe un tânăr? Sau când se poate spune că folosești Facebook-ul ca pe un alt de răspândire a Evangheliei? Ei, Facebook-ul a pus stăpânire pe tine atunci când nu mai poți trăi fără el. Da?
atunci când la fiecare 3-4 minute, 5 minute, te întorci acolo și ești curios, vezi cum au reacționat oamenii față de tine și dacă nu cumva altcineva a postat ceva ce ar putea fi mai atrăgător decât ceea ce ai postat tu. Atunci când mintea ta e plină numai de Facebook și la culcare și la trezire și la școală și peste tot locul și preocuparea, să zic, resursele sau abilitățile tale cele mai extraordinare, de exemplu, ai abilitatea de a face fotografii, da? Și toate le cumulezi numai pentru a da bine pe Facebook, atunci s-ar putea spune că Facebook-ul a pus stăpânire pe tine. Cum poate fi folosit sau când se poate spune că folosești Facebook-ul ca pe o altă de răspândire a Evangheliei? Eu cred că mediul virtual trebuie folosit ca unealtă de răspândire a Evangheliei. Da? Ai ocazia să pui o cântare bună, o cântare frumoasă pe contul tău, pe Facebook, pune-o. Da? Ai auzit un cuvânt care te-a încurajat, o predică, un gând, o discuție, pune-o. Și în felul acesta, Facebook-ul devine în mediul virtual o unealtă de răspândire a Evangheliei. Foarte, foarte simplu. Eu cred că toți ar trebui să ne folosim de spațiul virtual pentru a transmite Evanghelia. E ceva ce avem la dispoziție, ne-a dat Dumnezeu și tot timpul în istorie tehnologia a fost folosită pentru răspândirea Evangheliei. Gândiți-vă când au făcut romanii drumurile alea, Pax Romana, proiectul acela Pax Romana, de apostolul Pavel și alții apostoli s-au dus pe drumurile alea și au dus Evanghelia. Când Gutenberg a inventat tiparul, prima carte tipărită a fost Scriptura, da? Dacă vreți, când s-au deschis granițele Uniunii Europene, da? S-au dus misionare, au venit misionare. Acum avem la dispoziție spațiul virtual, internetul, mass media în forma aceasta tehnologizată. Trebuie folosite cât de mult pentru răspândirea Evangheliei, posturi de radio, posturi de televiziune, live-uri de genul acesta, Facebook, Insta, peste tot locul trebuie vestită Evanghelia, spun eu. Mai este o întrebare, au mai apărut între timp și altele. O întrebare, există vreo soluție de îndreptare a unei persoane creștine apropiate a cărei portretă virtual nu este ok, dar care refuză să accepte orice confruntare cu adevărul? Soluții sunt și sunt soluții biblice. În primul rând te încurajezi, da, te încurajezi să te asiguri că atunci când mergi și să vorbești și încerci să corectezi sau să îndrepți o astfel de persoană, să te rogi, să te asiguri că te-ai rugat înainte. Dacă vezi că da, deci nu dorește și nu vrea să fie confruntat cu adevărul, Biblia spune clar că să mai iei încă pe cineva cu tine și să mergi și să vorbești. Pentru că este un fel în care na, el trebuie să fie, să spunem așa, confruntat, așa cum și sună întrebarea, cu adevărul și cred că este bine să mai mergi cu cineva la această intervenție, dacă se poate chiar și cu unii din liderii cunoscuți, cineva în care să fie recunoscut ca și o autoritate spirituală. Da, aș vrea să ne mai oprim la două întrebări. Una spune așa, părinții mei insistă să știe parola de la telefonul meu. Nu mă ascund de ei, dar mi-aș dori ca unele lucruri să le păstrez pentru mine. Ce ar trebui să fac? Vreau să vă spun în cazul meu. La noi în casă, de exemplu, copiii mei au acces la telefonul meu oricând și la al soției. Eu nu am parolă și când am avut parolă pe telefon, fetele mele au știut parola, oricând pot lua telefonul și să se uite la ce vor ele, să verifice ce vor pe telefonul meu. Eu personal, la nivelul acesta, cred că nu am nimic de ascuns de cei din familia mea. Acum e adevărat că pot exista anumite chestiuni particulare care țin de slujbă, de muncă, de anumite discuții. Am o discuție pe WhatsApp cu cineva din biserică în care îmi povestește o situație complicată prin care trece. Și
aș vrea să le protejez, să nu le acceseze copiii sau poate nici chiar soția. Ei, avem o înțelegere clară în sensul acesta. Telefonul meu este deschis, e la dispoziția oricui vrea din casă, dar atenție, voi știți slujba mea, de aceea s-ar putea ca pe WhatsApp, pe Viber, pe chatul de la Facebook sau pe altundeva să primesc anumite întrebări, poate anumite atenționări, poate anumite lucruri. Vă rog frumos să nu le deschideți. Și până acum mulțumesc lui Dumnezeu că n-au fost situații în care să depășească limitele astea. De asta eu cred că poate o discuție cu părinții în cazul acesta ar putea clarifica anumite lucruri. Să le explici foarte clar. Tata, mama, da, puteți avea acces la telefonul meu, dar sunt anumite chestiuni particulare care țin de frământările mele pe care mi le împărtășesc poate cu liderul de tineret sau poate cu pastorul din biserică. Sunt chestiuni, dar mă refer la chestiuni de astea curate, nu la altele, și aș vrea ca acelea să rămână doar între mine și omul căruia m-am confesat. Și atunci aici ar putea exista înțelegere. Eu cred că ar trebui să existe înțelegere. Da, totuși, cred că până la o anumită măsură părinții trebuie să știe ce se întâmplă pe telefonul. Da, acum eu cred că cine a pus întrebarea nu are 10 ani. Da, nici eu nu cred, nu. Cred că e undeva la vreo 18 ani. Dacă este așa, așa cum ai spus, trebuie să discute cu părinții. O altă întrebare care sună, eu o citesc în engleză și o și traducem. How can a Christian approach online dating? Should he? Dacă poate un creștin să recurgă la serviciul acesta de online dating? Eu poate că sunt eu așa mai old fashioned, dar nu. Why not? Băi, dacă nu o vezi, dacă nu știi ce-i poate capul, dacă nu știi, e greu. Da. E greu, n-ai cum. Eu cred că felul acesta de relație are de-a face și cu inima și cu ochii. Și să avem grijă, da, că poza aia de la profil, de la online dating, s-ar putea să fie un pic fake. Da, da, și da, să da. Te întâlnești cu cineva care are barbă, de fapt. Da. Acum noi sperăm că întrebarea asta pe care ați trimis-o se referă la... Da, Christian online dating. Exact, la datingul ăsta între creștini, între, să nu... Între creștini, da. Eu nu știu niciun serviciu bun în România de online dating, n-am auzit să fie. Acum cred că prin state sunt rețele sau platforme de astea de socializare între creștini. Eu cred că într-o anumită măsură astfel de rețele ar putea crea o anumită legătură între tineri. Doar avem tineri pe care îi întrebi unde v-ați cunoscut, pe Facebook. Da? Am dat amândoi o apreciere la... nu știu ce, sau el a făcut un coment și ea a apreciat comentul lui. Da? Și de acolo s-a legat mai întâi o mică discuție, apoi discuția s-a mărit un pic, apoi altceva, apoi altceva și stau în fața ta și spun că s-au cunoscut pe Facebook și au ajuns să se căsătorească. Eu cred că interacțiunea asta virtuală, într-o anumită măsură, își are rolul ei, dar așa cum spune Sebi, cred că interacțiunea reală, da, modul acesta face to face, de asta față în față, de a-i cunoaște gândurile în contexte diferite, în situații diferite, e fundamental. Dar nu aș vrea să exclud și situația în care Dumnezeu intervine și face. Eu nu zic că Dumnezeu e Dumnezeu al minunilor și în spațiu virtual. Eu nu zic asta, dar da. Da. Dar în rest, să fim clari, când e vorba de partea cealaltă a datingului, care presupune altceva, nu suntem de acord. Sub nicio formă nu credem că un creștin ar trebui să flirteze sau să aibă discuții de felul acesta în mediul virtual, adică să aprecieze extrem de mult un băiat pe o fată cu aprecieri de astea cu subînțelesuri și cu lucruri de felul acesta. Cred că Dumnezeu ne cheamă să fim oameni cerebrali, echilibrați, plini de Duhul Sfânt în orice situație. Da, vă mulțumim pentru toate întrebările pe care le-ați pus. Știu că mai erau, mai aveați multe, multe întrebări. Sperăm că această
emisiune v-a fost de folos. Sebi, dacă vrei să-i saluți pe tineri în încheiere. M-am bucurat să fiu împreună cu voi chiar și în formatul acesta. Mersi, Emma, pentru invitație și sper din toată inima ca să aveți discernământul acela, să vă lăsați amprenta virtuală, o amprentă demnă de un copil al lui Hristos. Da. Și eu vreau să vă salut cu drag și prețuire și să vă spun că dacă aveți vreo idee despre o temă pe care să o dezbatem, așa, care vă interesează pe voi, transmiteți fie pe WhatsApp, fie sub altă formă, să ajungă la noi și putem iniția o astfel de temă în măsura în care ne și pricepem și ne luminează Dumnezeu să putem discuta. Aș vrea să încheiem această ediție, aducându-vă aminte de versetul din Eclesiastul: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă și umblă pe căile plăcute ochilor tăi și ales de inima ta și, cum spune acolo, mi se pare că îți dă o libertate extraordinar de mare. Dar nu uita că pentru toate căile pe care ai umblat, real sau virtual, Dumnezeu te va chema la judecată. Așadar, vă salutăm cu drag, cu prețuire, nu uitați nici de Timoteus, înscrieți-vă la acest institut teologic și fie ca Dumnezeu să vă ajute să lăsați în urma voastră urme curate sau drumuri drepte chiar și în mediul virtual. O seară bună tuturor! La revedere!